multe fiind împrumuturi de consum, urmate de cele imobiliare. Restanțele la credite înregistrau luna trecută o valoare de aproape 31,3 miliarde de lei, în scădere însă față de mai, când acestea erau estimate la 33 de miliarde de lei. În statisticile BNR sunt considerate credite restante cele la care se înregistrau întârziere la plată de cel puțin o zi. GKFM.ro. Ascultăm Andra, Dragostea rămâne. Magic FM. Muzica inimii tale. Magic FM. Fuzională, mulțumesc foarte mult pentru intervenție, domnule director. Cu plăcere. Domnule director, din acele stenograme, doamna Stoian, șefa Centrului de Transfuzii de la Slobozia, spune că în capitală o pungă de sânge costă de 4 ori mai mult. Care e mercurialul? Eu nu știu ce spune doctorita Stoian. Eu pot să vă spun că nouă nici de la Slobozia nu mi s-a semnalat de către spitalele din Slobozia, că s-ar fi continuat sânge, nici nouă, nici Ministerului Sănătății.